demisia domnului secretar de stat Ministerul Mediului Anton pentru afirmațiile absolut scandaloase, nelegale, neprocedurale la adresa lipsei de pericol a folosirii cianurilor minerit. A fost recent organizată o dezbatere la TVR privind cazul Roșia Montană, la care domnul Anton a reprezentat Ministerul Mediului și în această calitate a făcut o serie de declarații absolut nesubstanțiate, niciun fel de mod la adresa folosirii cianurilor, a numit proiectul de la Roșia Montană un proiect de aur curat pentru România și a declarat aceea că cianura nu are niciun fel de impact la adresa sănătății mediului și a oamenilor. Am făcut deja un demers oficial la primul ministru pentru demiterea lui Anton, deci a fost semnat de peste 100 de organizații și experți din întreaga țară. N-am primit niciun fel de reacție din partea guvernului, motiv pentru care suntem astăzi aici în stradă și vom face tot atâtea proteste câte va fi nevoie pentru a obține o reacție oficială în vederea demiterii domnului Anton. Vă rog, domnul, să strângeți banerele, să ne deplasăm pe locul special unde se desfășoară activitatea. Aveți 10 minute. Ne vom uni, românitoți, și vom scăpa țara de hoți. Se vor uni, românitoți, și vom scăpa țara de hoți. Se vor uni, românitoți, și vom scăpa țara de hoți. Se vor uni, românii toți, și vor scăpa țara de hoți. Cerem demisia secretarului de stat Marin Anton, care este președintele Comisiei de Avizare Tehnică a proiectului de la Roșia Montană și care s-a antepronunțat privire la oportunitatea și siguranța acestui proiect. Și considerăm că este o lipsă de responsabilitate să iei o decizie din aceasta și practic este o cheltuire a banului public degeaba atât timp cât doar ne facem că avem o comisie care judecă pe baza legislației și pe baza actelor în vigoare și de fapt decizia este una politică luată deja. Roșia Montană nu e de pomană. Roșia Montană nu e de pomană. Demisia! În raportul pe care comisia l-a întocmit este specificat faptul că la Roșia Montană și pe Valea Cornei nu există specii sălbatice de animale, cu excepția unor cazuri izolate. De asemenea, nu există case locuite, ci doar niște amplasamente care se află cele acolo și care își pun amprenta pe viitorul amplasament al iazului de legatare. De aceea, domnule Marin Anton, vă cerem demisia. Demisia! 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 Domnul Marin Anton s-a făcut o serie de declarații, de afirmații, care din punctul nostru de vedere sunt absolut inacceptabile, referitoare la situația de la Roșia Montană. În calitatea sa oficială de reprezentant al Ministerului Mediului, dânsul a făcut o pledoarie fantastică pentru mineritul cu cianuri, în condițiile în care Parlamentul European a votat în urmă cu aproape 2 ani o recomandare de eliminare a cianurilor din minerit către statele membre. Pe lângă aceste declarații au mai fost aduse în discuție aspecte cuprinse în documente oficiale ale Comisiei de Analiză Tehnică pe care domnia sa le prezidează, prin care practic Ministerul Mediului dezinformează crunt în legătură cu situația de la Roșia Montană. Printre cele spuse în documentul cu pricina, un proces verbal de verificare a amplasamentului iazului de decantare de la Roșia Montană, se spunea, de exemplu, că au fost observate în momentul vizitei niște construcții izolate pe amprenta iazului de decantare, referindu-se la satul Corna, care este un sat construit în care găsim două biserici, una de secol XVIII, una de XIX, unde în continuare locuiesc și trăiesc oameni, unde sunt
cum spuneam, biserici și cimitire. Despre toate aceste lucruri, România s-a spune că suprapun amprenta unui iaz de decantare, deci nu invers. Aceasta este viziunea Ministerului Mediului despre oamenii din Roșia Montană. Mi se pare absolut inacceptabil ca un minister însărcinat să analizeze, să evalueze un proiect de minier care propune un iaz de decantare de 600 de hectare cu ceanuri, să aibă o asemenea abordare vis-a-vis de oamenii acelui loc, vis-a-vis de natură, vis-a-vis de patrimoniu. Mai mult, domnul Marin Anton, în aceeași emisiune, nu a știut să ne spună ce s-a întâmplat la Baia Mare în 2000. Nu a știut să spună cine a plătit despăgubirile în urma accidentului ecologic de la Baia Mare, pretinzând că totuși poluatorul a plătit, ceea ce nu este adevărat. Demisia!